Bună ziua, sunt dr. Daniel Avram, colaborez cu clinica Proctorai de aproximativ 5 ani de zile. În clinica noastră tratăm în special afecțiunile perianale, respectiv hemoroizi, fistule perianale, fisuri anale, abcese perianale, adică în mare cam toată patologia perianală. Ideea de bază a tratamentului în clinică este ca pacientul să-și continue rutina zilnică, fără internare, fără concediu medical. Pentru consult în clinica noastră este nevoie de o programare online sau o programare telefonică. Consultul începe cu o anamneză, în care pacientul trebuie să ne relateze debutul bolii, simptomele asociate debutului bolii, antecedente personale a pacientului, tratament cronic medicamentos pe care le ia acasă. În special ne interesează pe noi ca și chirurgi în patologia perianală tratamentul anticoagulant, pe care pacientul trebuie să știe exact cât și de cât timp ia. După programare, anamneză, urmează consultul proctologic. Asta presupune pacientul în decubit dorsal, într-o atmosferă liniștită, ca să pacientul să fie sigur că este pe mâini bune. Presupune inspecția regiunii perianale, care se face vizual. Apoi urmează tactul rectal, tușeul rectal. După tușeul rectal urmează anuscopia, ceea ce presupune vizualizarea eventuale leziuni pe care le-am simțit anterior la tușeul rectal. La anuscopie poate participa vizual și pacientul, este expus într-un monitor întregul canal anal, evident, și evidențiindu-se și explicându-se eventuale leziuni patologice care există. După consultul proctologic, se stabilește diagnosticul, se explică pacientului posibilele opțiuni de tratament. De exemplu, în patologia hemoroidală, aici în clinică se practică de foarte mulți ani cu rezultate bune ligaturile elastice. Asta presupune aspirația unui hemoroid într-o sondă și cu un pistol se montează la baza hemoroidului un inel de cauciuc elastic care prin ischemie produce uscarea între ghilimele a hemoroidului și care o să cadă singur în cam 24-72 de ore de la ligatură. Ligatura propriu-zisă durează foarte puțin, 10-15 secunde. Fără disconfort asupra pacientului, pacientul nu va simți nimic în acel moment. În cursul serii, după ligatură, pacientul poate prezenta disconfort, senzație de apăsare, de presiune. Din experiența mea, foarte, foarte puțini pacienți au prezentat aceste simptome. De obicei, următoarea ligatură se face la 2 săptămâni. Asta depinde și de preferința chirurgului. Unii fac la 1 săptămână, unii la 3 săptămâni. Întregul tratament durează 4-5 ședințe, dar depinde de stadiul evolutiv al bolii. După încheierea tratamentului, se recomandă pacientului un regim de viață sănătos, adică consum de multe fibre, legume, evitarea șezutului pe scan prelungit, evitarea ortostatismului prelungit, evitarea constipației, diareei, tulburărilor de tranzit, evitarea tuturor alimentelor pe care pacienții știu că le provoacă constipație sau diaree.